Haideți să ridicăm picioare și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Fapte, capitolul 5, versetul 12. Până la versetul 16. Cuvântul Domnului spune așa: prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în Rod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe arșinuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste unul din ei. Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Amin. Doamne, mulțumim pentru acest cuvânt și vrem în această seară, Doamne, să învățăm din cuvântul Tău și să înțelegem că dacă atunci apostolii s-au bucurat de har și de putere, și noi, Doamne, vrem să vedem cu ochii noștri măreția puterii Tale prin semne și minuni. Îți mulțumim în veci. Amin. Amin. Luați locurile. Ne bucurăm să fim și în această după-amiază călduroasă în casa Domnului. Nu-i așa? Dimineața ne-am bucurat și mă gândeam că o să fim puțin datorită căci este vară și căldură, dar mă bucur, fiindcă suntem totuși mulți, când privim prin credință și nu prin vedere, Dumnezeu întotdeauna înmulțește. Amin. Ne bucurăm să alergăm la casa Domnului, cum spunea frații la rugăciune, fiindcă aici primim speranță. Aici obținem ceea ce nu putem obține afară, oricât am încercat noi să diblăm viața și să obținem lucruri, poate favoruri, știu eu, multe alte lucruri importante, nu le putem obține decât în prezența lui Dumnezeu. Și chiar aceste cântări sublime în această seară a dus așa o încântare Duhului nostru și plecăm de aici deja adăpați și binecuvântați de prezența Domnului, pe care în casa Domnului, spun eu, este maximalizată. E bine și în cămăruța ascunsă, e bine și în casă doar cu familia, dar când ești cu familia bisericii, atunci primești revelații mai adânci. Haideți să vedem ceea ce Dumnezeu prin Duhul Sfânt vrea să ne învețe în această seară. Pentru cei care primesc programul bisericii, accentul pe care luna aceasta, iulie, am abordat-o a fost despre creșterea bisericii printr-o viață caracterizată de sfințire, curăție, sănătate spirituală, anumite trăsături și caracteristici pe care apostolii în prima generație au avut-o și noi ca și biserică trebuie să avem de asemenea. Haideți să ne imaginăm puțin contextul în care începe Cartea Fapte. Vedem că Iisus mai petrece 40 de zile cu ucenicii săi și în timp ce vorbea cu ei despre împărăția lui Dumnezeu, ni se spune cu Dumnezeu că un nor i-a ascuns din fața lor și s-a înălțat la cer. Aceasta simbolizează, putem spune, pentru evrei, norul este prezența lui Dumnezeu. Dar aceeași experiență a fost în Vechiul Testament, și anume atunci când Moise a mers pe muntele lui Dumnezeu, când Dumnezeu a trimis prin Moise legea, a fost aceeași experiență. Națiunea l-a văzut pe Moise urcând pe munte. Și acolo pe munte spunea că norul Dumnezeu a fost atât de intens, sau prezența lui Dumnezeu a fost atât de puternică, încât la un moment dat spuneau poporul: vrem ca Dumnezeu să ne vorbească direct prin tine sau prin lege. La fel a fost
cu biserica, și anume, dacă atunci Dumnezeu a trimis legea, Iisus a trebuit să se înalțe la cer ca Dumnezeu să trimită Duhul Său, Duhul lui Cel Sfânt. Și vedem în primele capitole, în special capitolul 2, vedem această promisiune împlinită, istoric, real, cu biserica, și anume, după 10 zile de rugăciune, de așteptare, deci Iisus le-a zis, rămâneți în oraș până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Deci această poruncă este repetabilă. Iisus le-a zis și le-a poruncit să nu plece din Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, și anume că vor fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci vedem că doar prin umplere cu Duhul Sfânt, așa cum Iisus le-a poruncit, acest botez a fost o împlinire a promisiunii lui Dumnezeu, dar ceea ce este esențial este faptul că puterea lui Dumnezeu este coborâtă în viața ucenicilor prin umplere cu Duhul Sfânt. Asta este ceea ce Dumnezeu a hotărât atunci și asta este ceea ce Dumnezeu vrea astăzi. Dacă vrem puterea lui Dumnezeu în viața noastră, nu este altă metodă decât o viață umplută, îmbibată de prezența Duhului Sfânt. Această viață o primim prin naștere din nou, dar lucrarea cu Dumnezeu în viața noastră este ca și o aventură. Întotdeauna când venim la fântână, venim la izvor, Dumnezeu ne încarcă din nou și din nou de puterea Sa. De aceea, în această seară, ceea ce am vrea să învățăm în primul rând este faptul că biserica creștea, apostolii mărturiseau cu putere, Dumnezeu săvârșea semne și minuni, totul era ceva wow, de ce? Fiindcă Duhul Dumnezeu era în ei și peste ei. Și cred că și astăzi această experiență este repetabilă în viața bisericii și în viața personală. A vrea să mai privesc la un detaliu, la înălțare, se spune că erau acolo doi bărbați. Se spune că era prezent Moise și Ilie. Acești doi bărbați erau prezenți și la momentul când Iisus a schimbat la față, dar ceea ce am vrea să învățăm un lucru important și anume, când Iisus a ales ucenicii, ca în viața lor, în experiențele umane, să-și, putem spune, continue lucrarea Sa, spunea duminica trecută fratele Andrei căci umanitatea, oamenii, este cea mai importantă monedă, cea mai, de bază. Nimic nu poate fi înlocuită cu umanitatea. Adică Iisus putea să trimită îngerii din cer, nu-i așa, putem spune, manifeste împărăția prin tot felul de cutremure și alte lucruri, dar ales ca prin oameni, prin 12 oameni, prin 120 care au fost în camera de sus, apoi prin cei 3.000, 5.000, prin biserica primară, aceștia, plini de Duhul Sfânt, au dus mai departe împărăția sau mesajul pe care Iisus l-a dus când a venit pe acest pământ. Și la fel, vedem că acești doi bărbați, Moise, a avut un ucenic, Iosua. Se spune că Iosua a fost foarte fidel, și anume, pentru 20-30 de ani, Iosua nu făcea altceva decât privea la Moise și vedea ceea ce Moise făcea, cum se ruga Moise, cum sluja Moise. Și pentru el a fost un învățător, un mentor, sau a fost totul pentru Iosua. Când Dumnezeu l-a chemat pe Iosua, a fost generația lui Iosua, Iosua deja a fost pregătit și ceea ce Moise a făcut, a făcut și Iosua. De ce? Fiindcă Iosua a învățat de la Moise și a fost o copie fidelă. Dacă privim la Ilie, Ilie la fel, îi se spune că a avut un ucenic cu numele Elisei. Elisei a avut o mare credință, și anume, atunci când Dumnezeu a hotărât să îl ia pe Ilie la cer, Elisei s-a rugat și a zis, vreau o măsură dublă din Duhul tău. Și dacă privim la faptele lui Ilie, vedem că sunt dublate în viața lui Elisei. Deci, la fel cum
învățătura lui Moise, viața lui Moise a fost transferată către Iosua, la fel cum slujirea lui Ilie, viața lui Ilie, minunile pe care le-a făcut Ilie, a fost transferate în viața lui Elisei. Vedem aici că ucenicii, în special Petru, copiază, am putea spune, sau folosește aceleași metode, sau Dumnezeu îl folosește în același mod, și anume, dacă Iisus a vindecat bolnavii, dacă Iisus a vestit Evanghelia Împărăției, când Petru se ridică în ziua cincizecimii, și apoi în capitolul 4, vedem aici, sau în capitolul 3, această vindecare, când Petru explică, de fapt, ceea ce el face, spune că nu face altceva decât ceea ce Iisus Hristos l-a făcut a făcut. Wow! Asta este metoda lui Dumnezeu de lucru. Și anume, de multe ori mă sperie gândul acesta, și anume, ce va fi în generația viitoare? Trebuie să recunosc că sunt păstor sau multe dintre voastre predicați Evanghelia, fiindcă acum 30 de ani ați văzut în bisericile voastre, poate de la țară, poate de la oraș, oameni care Dumnezeu i-a folosit într-un mod extraordinar. Dumnezeu i-a predicat cu har și putere Evanghelia, prin mâinile lor se făcea minuni. Recunoaștem, am văzut cu ochii mei miracole și eliberări miraculoase. Și prin faptul că am văzut și am simțit că Dumnezeu mă cheamă, datorită faptului că prin mâinile lor Dumnezeu făcea lucrări miraculoase. Astăzi, generația tânără, copiii noștri și tinerii bisericii trebuie să privească la liderii bisericii. Uneori, poate cu rușine, căci nu există acea putere care a fost atunci, acele minuni, acele miracole pe care Dumnezeu le-a folosit pentru creșterea și expansiunea lucrării sale. Dumnezeu să fie lăudat. Dar secretul, cum am zis, rămâne în acea credincioșie pe care a dat dovadă ucenicii. Mă gândeam la această experiență pe care Petru a avut-o, și anume, ni se spune în capitolul 3 că Petru și Ioan s-au suit la părtășie exact în ceasul al treilea. Ei s-au suit la ceasul al treilea din cauza că atunci a murit Hristos. Și ca să onoreze moartea lui Hristos, ucenicii mergeau la ora 3 la biserică. Și imaginați-vă ca o biserică de oraș, când toată lumea vine la adunare, multă foială, multă agitație, multă lume. Și Ioan și Petru și ei împreună cu toți veneau la biserică, la Ierusalim, acolo la templu unde se adunau. Și în mulțimea aceea, în, putem spune, agitația care era deja acolo, Petru spune că s-a uitat țintă la acel olog și ni se spune că Petru a citit în viața acelui olog că a avut credință. Vedem acest focus, putem spune, mă gândeam în engleză, emphasis, acea accentuare a lucrurilor pe care trebuie să trecem dincolo de ceea ce vedem cu ochii noștri fizici. Multe ori, de cele mai multe ori, mulți dintre voastre când veniți la biserică, vedeți deseori oameni cu mânică scurtă, oameni cu pantaloni scurți și prima impresie este să comentăm, e templu, e casa Domnului, nu putem să venim oricum aici, fiindcă aici este Dumnezeu. Amin, așa este Dumnezeu, glorie Domnului. Dar aici vedem că Petru și Ioan s-au uitat țintă la el, nu la boala lui, nu la neputința lui, ci ni se spune un lucru foarte, foarte important și anume spune că Petru l-a luat de mână și l-a ridicat. Este prima minune din Fapte Apostolilor. Adică, gândiți-vă la acest pescar care, dintr-o dată, peste noapte, am putea spune, în lucrarea și scopul Dumnezeu, ajunge capul bisericii, pastorul principal din Ierusalim. Dintr-un nimeni, un sărac, un pescar, Dumnezeu îl folosește și este pentru prima dată când Petru poruncește numele lui Iisus pentru vindecare.
Petru întotdeauna l-a văzut că Iisus era cel care poruncea și se vindeca. Dar de data aceasta, Petru folosește numele lui Iisus, care înseamnă prezența și autoritatea lui Hristos. Petru spune că în numele lui Iisus, scoală-te, ridică-te și umblă. Vedem această, putem spune, credință pe care și Petru a avut-o. De multe ori, mulți care vin în față să ne rugăm pentru ei, mulți frați păstori, prin care și eu am vrea să facem totul doar să vedem o loși care umblă. Nu de multe ori, adică deseori vine acea soră, sora Munteanu, tot la fel, cu picioarele, putem spune, slăbănogite. Acest loc, gândiți-vă, de 30 de ani, n-a umblat deloc. Deci, imaginați-vă, mușchii, natura medicală și... Dintr-o dată, este pentru prima dată când Petru și-a pus reputația în joc. Adică noi de multe ori încercăm să apăsăm cu mâna, să le facem ungerea, să ridicăm sus și nu se întâmplă nimica și spunem, Domnul va lucra în mod constant, ca un proces, Dumnezeu va duce vindecare în viitor, glorie Domnului. Dar vedem că miracolele, vindecarea era instantanee, era reală sub ochii lor. Dar ceea ce este foarte important de văzut este faptul că, în afară de Tabita, când a fost chemat să se roage pentru bolnavi, ei niciodată n-au avut bilețele sau oamenii să zică, roagă-te pentru noi că suntem bolnavi. Astăzi biserica folosește aceste metode și anume, sunt bolnav, roagă-te, am nevoie de vindecare. Dar vedem în fapte, în afară de Tabita, biserica nu a cerut, ci... Era o realitate, adică faptul că Petru era acolo și vestea Evanghelia, bolnavii se vindecau în mod real, deci minunea era parte din Evanghelie și asta lipsește generației noastre. Cineva spunea, poate datorită tehnologiei, datorită bogăției noastre, datorită poate un creștinism căldicel, ceea ce... Trebuie să înțelegem este că și cuvântul Dumnezeu are putere. Șchiopul de la Poarta Frumoasă a primit Evanghelia prin vindecare și ni se spune că el dintr-o săritură s-a ridicat în picioare și a început să sare și să laude pe Domnul. Vedem această, putem spune, lucrare miraculoasă continuată prin mărturisire. Așa cum frații noștri, atât Nicușor cât și Cristi, au mărturisit prezența lui Dumnezeu în viața lor, în mod miraculos, slavă Domnului. Zilele acestea am citit un articol despre o catolică, în Roma s-a întâmplat lucrul acesta, a fost bolnavă de cancer la sân. Era o femeie foarte bogată. Spunea că toți banii ei i-a dat la doctori, doar ca să mai trăiască, doar ca să aibă viață. În cele din urmă, înainte cu două săptămâni să moară, fiindcă n-a mai avut niciun remediu medical, cineva i-a spus, du-te la biserică, la biserica catolică și mărturisește la pop, așa cum au ei obiceiul, și apoi ia cina Domnului, Pasca, cum spun ei. Și această femeie, ajuns la capătul puterilor, a făcut și lucrul acesta, în mod sincer, a mers la biserică, s-a mărturisit, a luat cina, așa cum se ia după tradiția catolică, și dintr-o dată, în mod miraculos, s-a vindecat pe loc. În aceea zi a simțit că nu mai are nimic și după 2-3 zile a mers la spital. Și la spital i-a făcut analize medicale și doctorii au rămas uimiți. Nu se poate, imposibil, într-o zi, două, să dispară cancerul din trupul tău. Și doctorul mirat, la un moment i-a spus, aș vrea să știu și eu, ce metode ai folosit? Ce ai luat? Fiindcă ne interesează și pe noi, ceea ce se întâmplă cu tine e ceva unic. Și femeia a spus, uite, am fost la biserică, s-a rugat pentru mine preotul și uite, sunt vindecată. Și atunci, acel om, doctor, n-a crezut, nu, a crezut, dar așa, cumva așa în bătaie de joc a început să spună, orice altceva așteptam, dar nu accept credința în asemenea situații imposibile. Și atunci femeia
a zis, dacă Iisus a vindecat pe cineva mort de 4 zile, nu putea să-mi vindece și mie cancerul? Cu siguranță Dumnezeu are putere. Dar fiind, putem spune, criticată de medic, această femeie s-a închis în ea pentru câteva săptămâni și prietenii ei, familia, nici măcar nu știa că este vie, că Dumnezeu a vindecat-o, datorită că cineva, în loc să o încurajeze, i-a spus să tacă din gură. Apoi, după o perioadă scurtă, a venit la biserică și când preotul a văzut-o și a verificat și, într-adevăr, a fost un miracol real, preotul i-a spus, tu trebuie să mărturisești ceea ce Dumnezeu a făcut cu tine, familiei tale, vecinilor tăi și chiar a făcut ceva televizat sau a scris la ziar, ceea ce Dumnezeu face și astăzi în 2022. Deci, într-o biserică istorică, atunci când cineva bolnav vine cu sinceritate, Dumnezeu poate, la secundă, instantaneu, să-și arate puterea și gloria. De ce Dumnezeu alege pe unii și se vindece și pe alții nu-i vindece? Asta Dumnezeu știe. Dar noi avem datoria să venim în mod constant înaintea Domnului și să înțelegem cât de important este să avem atenția la voia lui Dumnezeu și la cuvântul lui Dumnezeu. Am vrea să învățăm de la Apostolul Petru și, de fapt, în Cartea Faptelor Apostolilor, vedem această idee, putea spune, în mod repetabil, faptul că ucenicii au avut privirea ațintită asupra nevoilor, asupra problemelor. Se spune că Ștefan a văzut cerul deschis, l-a văzut pe Hristos. Corneliu a văzut o vedenie, a văzut îngerii Domnului. Pavel, de asemenea, se spune că a văzut vedenii dumnezeiești și lista continuă. Deci, privirea și atenția trebuie să fie îndreptată către lucrurile importante, fiindcă deseori ne pierdem în detaliu și lucruri neimportante. De aceea, dacă privim aici în fapte, ni se spune că era un mare har printre ei. De ce? Fiindcă apostolii cu mare putere mărturisea moartea, învierea lui Iisus Hristos. Deseori facem orice altceva, doar predicarea, mărturisirea Evangheliei, o vedem destul de slabă în realitate. Noi trebuie să înțelegem că cuvântul Dumnezeu are putere. Dacă atunci a schimbat națiuni, dacă atunci Dumnezeu i-a folosit cu putere, Dumnezeu și astăzi lucrează în același mod. Ceea ce noi trebuie să ne apropiem de acest cuvânt cu credință și să recunoaștem că și Dumnezeu și astăzi scrie istorie cu cei care aleg să umble cu Dumnezeu așa cum a făcut Pavel, Petru și ceilalți apostoli. Aici, în capitolul 5, recitesc acest verset când se spune prin faptul că spune că prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni. În continuare, continuă mai departe și spune că mulțimea alerga la Ierusalim și aducea pe toți cei bolnavi, pe toți cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Nu noi vindecăm. Asta vreau să aduc în atenție. Joi seara la rugăciune am spus că vindecarea înseamnă întâlnirea cu Iisus Hristos, o relație cu Iisus. Cei care au fost vindecați l-au primit pe Hristos. Și Hristos și-a manifestat vindecarea și armonia și scopul în viața acelei persoane. Suntem într-o generație bolnavă, dar nu neapărat bolnav și handicap fizic, ci în sensul că mintea noastră și viitorul nostru este cețos, sumbru, fără valori la unii, fără direcție. Prin faptul că ne încărcăm la nivelul vieții interioare, cu lucruri pe care n-ar trebui să le purtăm. Și dacă aici Iisus, în Noul Testament, vedem, Iisus a vindecat lucrurile exterioare, șchiopi, orbi, cei cu handicap,
Aici, în fapte, ceea ce vedem mai mult decât o vindecare fizică, o vindecare spirituală, o vindecare interioară. Și asta pierde din vedere Biserica lui Hristos. Și anume, Dumnezeu, așa cum spunea frații, în fiecare zi, în zile obișnuite în viața ta și în viața mea, sunt lucruri mărunte, dar în mod direct Dumnezeu face o minune. Haideți să privim în săptămâna trecută în viața personală. Lucruri poate neobișnuite sau poate mărunte, lucruri mici, dar prezența Domnului a fost acolo cu vindecare, cu ridicare, cu eliberare. La fel, mult dintre noi purtăm poveri pe care n-ar trebui să le purtăm la nivelul minții și la nivelul interiorului. Și de aceea ne rugăm ca Dumnezeu să își manifeste prezența prin faptul că avem nevoie să fim ușurați, să zburăm, să experimentăm acea, am putea spune, bucurie divină atunci când plecăm de la biserică, să fim acea biserică vioaie care trăiesc iertarea și împăcarea cu Dumnezeu. Noi nu trăim sau nu se vede în viața noastră experiența răscumpărării, experiența întâlnirii cu Domnul, experiența cu Dumnezeu este ceva deosebit și unic și tu și eu avem datoria să împărtășim aceasta cu familia în primul rând, colegii la muncă și de asemenea cu toți cei din jurul nostru. Și ceea ce mă doare este faptul că nu o facem fiindcă nu avem credința pe care Petru a avut-o, Pavel a făcut-o. Aș vrea să știm că experiența noastră cu Dumnezeu are putere să schimbe vieți pentru gloria sa. De aceea, haideți să nu ne fie rușine să împărtășim această experiență, fiindcă oamenii duc cu ei durere pe care este neimaginabilă. Cum spuneam, săptămâna asta am avut harul să consiliez un frate din lume care a vrut să se sinucidă. Și ajuns în falimentul emoțional, familial, adică soția lui a plecat de la el, băiatul lui l-a părăsit, medical are un cancer și a ajuns pe stradă, lista continuă și la un moment dat a ajuns la capătul puterilor și a zis că vrea să-și ia viața. Încercând să-l încurajez, m-a rugat pentru el, Dumnezeu a îngăduit să nu-și ia viața, dar la o trecere de pietoni, o mașină a trecut prin fața lui la un milimetru. Și în secunda aceea când haina, tricoul s-a mișcat datorită faptului că mașina aceea a trecut pe lângă el cu viteză, a înțeles că viața este o secundă poate să o pierde. Și a înțeles că Dumnezeu i-a dat harul ca să accepte darul Dumnezeu pentru el și să se bizuiască pe harul pe care doar Dumnezeu poate să intervină în viața umană. Deseori credem că lucrurile sunt la întâmplare și încercăm noi să le potrivim, să-L ajutăm pe Dumnezeu și chiar și Avram, nu-i așa, atunci când a încercat să-L ajute pe Dumnezeu, a dat în bară și mulți alții. Ceea ce am vrea, haideți să recunoaștem că Dumnezeu conduce viața noastră. Și El vrea ca noi să dăm vindecare lumii de afară. Noi dăm speranță celor care nu au speranță. Aici în biserică este atât de frumos să cântăm, să ne încurajăm, să ne îmbrățișăm, spiritual vorbesc, și să plecăm de aici din nou cu un aleluia în buze și trebuie să fim și să fim oamenii pozitivi și încrezători în Dumnezeu. Dar în același timp, tu și eu trebuie să ne arătăm credința în mod public. Aici am citit în capitolul 5 că Petru în cetate, în Ierusalim, acolo pe stradă, oamenii au văzut manifestarea puterii și gloriei Domnului. Amin. Noi ne încărcăm aici cu prezența Lui, cu puterea cuvântului, dar noi trebuie să ducem această putere, să o descărcăm în viața oamenilor care nu au speranță. Și dacă noi nu o facem, poate e prea târziu. Credem în felul în care și în zile din urmă toate aceste evenimente pe care Dumnezeu le permite sunt cu scopul ca biserica să rămână trează și să-și facă datoria.
Dacă atunci a fost o biserică vie, în primul secol, biserica primară, o biserică în care manifestarea semnelor, minunilor, vindecărilor și cel mai mare vindecare a fost aceea că Dumnezeu a mântuit neamuri întregi și Evanghelia a fost dusă la toate neamurile, la fel și noi astăzi trebuie să avem aceeași bucurie, să ducem Evanghelia și la alte neamuri. Săptămâna trecută, cei care au fost la, de fapt, sâmbătă trecută, la acel eveniment din Londra în care Franklin Graham a predicat Evanghelia. La început, chiar și eu am fost un pic critic datorită modului de închinare sau exuberanței în care s-au întâmplat lucrurile acolo. Dar după o jumătate de oră, după ce am văzut cu ochii mei și am simțit dragostea, armonia, pacea și puterea lui Dumnezeu acolo, a trebuit să recunosc că Dumnezeu lucrează și astăzi. Ce am vrut să spun este faptul că acel eveniment, care pentru mulți poate a fost ceva minor, în spatele acelui lucru au fost biserici întregi care au postit și s-au rugat ca oamenii să vină la mântuire. Ce vreau să spun este real, un prieten al meu, nemântuit, englez, îl cheamă Lloyd, spunea că se uita la televizor. Așa s-a nimerit, cineva i-a trimis link-ul cu evanghelizarea și în timp ce Franklin Graham predica Evanghelia, foarte simplu, foarte clar, poate atât de simplu ca un copil, dar nu se vedea extaz sau voce puternică, dar în timp ce spunea omul acela predica Evanghelie, acolo în camera mea, am căzut pe genunchi, mi-am mărturisit păcatul și am decis să devin un creștin. Acela nu era acolo de față, era acasă, în camera lui și a zis ceva s-a întâmplat, o putere al Dumnezeu, când predica omul acela și a făcut chemarea, m-am predat Domnului și de atunci încolo i-am dat literatură și am încercat să-L cresc în Hristos. Plus că copiii noștri și mulți adolescenți am văzut cu ochii în lacrimi, oameni care Dumnezeu i-a schimbat. De ce? Fiindcă în spatele predicării Evangheliei trebuie să fie rugăciune, mijlocire și credință, o biserică, două, trei care se unesc în rugăciune. Și de aceea am vrea să nu ne mai pierdem vremea cu tot felul de lucruri mărunte. De ce e fusta mai scurtă? De ce nu venim la biserică? Ci să stăm în poș rugăciune ca Dumnezeu să lucreze în generația noastră. Și atunci când ne rugăm și când credem în viața ucenicilor, două lucruri, Duhul Sfânt și Cuvântul Dumnezeu a făcut diferența. Și astăzi, Cuvântul Lui și Duhul Sfânt aduce oameni la mântuire, transformă, înnoiește, schimbă. De ce? Fiindcă sunt oameni ca și tine și ca și mine, care stau în spărtură, postesc și se roagă ca Dumnezeu să ridice o generație nouă prin care Dumnezeu să schimbe istoria, să ducă trezire. Deseori vedem biserici pipernicite, slabe. Trebuie să știm că Biserica lui Dumnezeu este puternică și tare atunci când are în ea Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul Domnului. Glorie lui Iisus! Haideți să ne ridicăm picioare și am vrea să ne rugăm în ritmul aceasta. Și anume, vrem să fim o biserică sănătoasă spiritual, să creștem și să se vadă în viața noastră lucrări miraculoase. Cel mai mare miracol, cel mai mare putere pe care Dumnezeu o are este iertarea păcatelor și când oamenii vin la El cu recunoștință. De aceea, așa cum spunea de fapt fratele Cristi, trebuie să știm cine este Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu poate să facă pentru noi. Avem un Dumnezeu minunat, măreț, miraculos, care El este Cel care schimbă, transformă, nu noi, nu apostolii, ci Hristos prin Duhul Sfânt. Atunci când folosim numele lui Iisus, noi invocăm prezența și autoritatea lui Iisus. În locul acesta, acum și aici, Iisus este prezent și autoritatea lui este prezent atunci când, prin credință, cerem ca numele lui Iisus să vină peste noi. Amin? Ne rugăm și Domnul să lucreze. Și dacă cineva în această seară are nevoie de rugăciune, am vrea să ne rugăm cu punerea mâinilor. De aceea invit echipa de închinare ca după rugăciune să continue să cânte o cântare și apoi ne vom despărți. Intrăm în rugăciune și Domnul să transforme, să mântuiască, să ierte și să vindece. Amin? Ne rugăm împreună. Haleluia! Glorie ție, Doamne! Glorie ție! Glorie!